Joi, aproape de miezul nopții, pe raza localității Cununschi, comuna Brodina, pe un drum de munte, un autoturism de teren s-a răsturnat, iar șoferul acestuia a rămas blocat în interior. Evacuarea șoferului a fost posibilă doar cu ajutorul pompierilor militari de la garda de intervenție Vicovu de Sus, pentru a ajunge la locul accidentului, care era inaccesibil autospecialelor pompierilor, au sosit în sprijin cei de la sectorul poliției de frontieră Brodina. Aceștia, cu un vehicul de teren, au transportat salvatorii și accesoriile aferente până la mașina răsturnată pe o distanță de aproximativ 5 km. După ce a fost extras, șoferul, un bărbat de 52 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale, iar apoi a fost transportat până la ambulanța SMURD. Ulterior, rănitul a ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți, acolo unde a primit tratamentul de specialitate.